România a devenit cât de liberă se vede. Sperăm foarte mult în generația asta care vine și care sperăm că n-a prins nicio zi din comunism și nu știe ce e aia și atunci, mă rog, o să fie diferit. Am avut alte speranțe. Clasa politică era la fel de coruptă și acum 138 de ani. Mai e vreo speranță peste 30 de ani? Eu nu cred. Partea de corupție s-ar fi dezvoltat încă din perioada comunismului, pentru că dacă mergeai, să zicem, și acum se mai practică, dacă mergi la un doctor nu poți să nu-i duci ceva, sau e mentalitatea asta. La noi corupția a ajuns până în sfere înalte, mă refer la ministri, oameni de stat. Nu mă refer la micul funcționar care primește o atenție, mă refer la șpăgi dovedite sau mai puțin dovedite la nivel de minister. Revenit în 89, mi-a arătat că oricât de totalitar și de drastic ar fi un regim, până la urmă va fi înlăturat. Suntem deciși să nu mai acceptăm cenzură, să nu mai acceptăm să ni se pună pumnul în gură.